Bună ziua din nou! Eu sunt Ramona de la Piecraft, Bucharest. Astăzi o să facem împreună o plăcintă cu caise. Caisele sunt în sezon acum, nu sunt foarte scumpe, se găsesc peste tot. Caisele care sunt vizibile o să le dăm cu pensula, cu puțină marmeladă sau dulceață, dacă nu aveți, de caise, pe care o să o strecurăm. O să o încălțim puțin, o să o strecurăm, o să o amestecăm cu puțină apă. Și o să pensulăm frumos ca să strălucească caisele, să se vadă foarte frumos. De copt o să coacem în cuptorul preîncălzit, preîncălziți-l cu cel puțin 25 de minute înainte, la 220 de grade Celsius. O să coacem în general între 50 de minute și o oră. Încercați cu cuțitul atunci când caisele sunt noi. Plăcinta este gata. Pentru crustă avem nevoie de 284 de grame de făină, 170 de grame de unt rece tăiat cu bulețe, 128 de grame de brânză, cremă de brânză, un vârf de cuțit de sare, un sfert de linguriță de praf de copt, 2 linguri de apă rece de la frigider și o lingură de oțet de cidru. Amestecăm făina cu praful de copt și sarea. Adăugăm crema de brânză. Avem nevoie de 800 de grame de caise pe care le-am curățit de coajă și le-am tăiat în feliuțe, așa. Ne mai trebuie și 120 de grame de zahăr brun pe care l-am amestecat cu 2 linguri și jumătate de amidon de porumb. Iar la sfârșit o să avem nevoie de 110 grame de gem de caise pe care o să-l strecurăm, o să-l încălzim puțin și o să pensulăm frumos caisele. O să punem zahărul cu amidonul peste caise. Caisele, după cum vedeți, le-am pus într-o strecurătoare și într-un castron. O să le amestecăm cu zahărul și cu amidonul și ele vor lăsa un suc. Sucul acela o să-l încălzim puțin cu o lingură de unt și o să-l reducem un pic. O să-l fierbem la temperatură medie câteva minute până când devine ca un sirop și o să-l adăugăm peste caise.
să scoatem plăcintea de la cuptor. Nu vă faceți probleme dacă vedeți că este mult suc, o să se întărească sucul de la amidon și de la siropul pe care l-am făcut mai devreme, se va întări și va fi senzațional. Acum să folosim puțin dulceața. Iată așadar și plăcinta americană cu caise. Sper că v-a plăcut rețeta, că nu vi s-a părut foarte dificilă, e chiar ușor de făcut, absolut delicioasă. Să aveți poftă! Numai bine până data viitoare și mare spor la prăjintărit! La revedere!